Excelentă la care Răzvan Greu vine în zona centrală. A plecat din flancul drept, mijlocașul oferă mult mai multă fluență atacului și în genere atacului pozițional. Acum acțiunea lui cu piciorul stâng al lui Greu, frumoasă trecere, așa a mutat balonul cu piciorul stâng pentru a-și desi Damian, nu pasă între linii. Răzvan Greu, mai face Răzvan Greu pe... Răzvan Greu, autorul golului pentru Sportul Sfântul Gheorghe, o minge în sop. Sunt foarte în vârstă, dacă ar fi să ne luăm datele din buletin, 24 de ani aici, o ieșire periculoasă și mingea intră în poartă. Cade și arbitrul de tușă, încercând să semnalizeze că acest gol a fost valabil. O ieșire greu de înțeles a portarului Mitrea, șerp și conduce cu 1-0. După un gol marcat, iată, în minutul, a fost gol de 3-1 din penalti. S-au impus în deplasare cu Foresta 4-2. O victorie astăzi pentru Șepși înseamnă urcarea pe locul 4 în clasament în momentul de față, cu mai puțin pas pe UTA, de exemplu. E aici o acțiune interesantă, ce vă luați de bătrâna doamnă, de Nioven, de Brașov. Toată lumea stă pe acea colină, de exemplu. A căzut Răzvan Greu, dar a fost împins tot de pe aici. Se vede 20 și vor termina, dacă nu se mai știu ceva, 18 minute. Unirea Sălungen, de exemplu, are un singur punct la capătul celor 31 de partide pe care le-a câștigat. Aici minge în...
piesa pe mare, poi un succes foarte important, obținut de CSMI Oveni, 3-2 cu Academia de Muzicieni, eliminată în urmă la urmă, care i-a spus foarte bine.
mai avut și interesante de la ora 12:30.